Bună ziua, familia mea, și bine ați venit la un nou vlog, emisiune, cum nu știu eu, îi zic în mai multe feluri. Ce faci, Teodora? Stai un pic, că trebuie să te prezint. Ai zis, deci doamnelor și domnilor, mi-ai zis că vrea să-i fac o prezentare, să moară lumea, să vadă dacă am veleități de prezentator. Da. Și acum a intervenit și mi-a... Ce mă, confirmam, ziceam, ce am făcut așa rău? Eu te încurajez, sunt aici. Bine, lasă-mă acum să zic. Ca băiat. Astăzi am o invitată care este așa, ea are, este, nu știu, n-am cuvinte să exprim. Cum o să nu știi ce are? Stai un pic. Este o fată frumoasă. Să dea dracii dacă nu-i frumoasă rău. Da, cu putin. Cântă, îți convine? Da. Cântă. Chiar ok. Cântă absolut orice, chiar ok. Are hazul ei. O iubește toată lumea. Ce să mai zicem? E într-un concurs de ăsta de se îmbracă ea. De la făcut concurs de cântat. Ia? Că toată lumea a văzut acolo cât de șmecheră e de fapt. Oameni buni. Știți deja foarte bine cum stă treaba. Eu sunt Andrei Bănuță. Aici avem pe Teoros. Și Teoros va trebui să facă o autobiografie în 30 de secunde. Gândește-te bine ce spui, gândește-te bine ce trebuie să știe oamenii și ce nu. Și dă-i putere. Ok. Numele meu real e Teodora Maria Diaconu. M-am născut în Ploiești, dar am copilărit la țară, în Izvoarele Prahova. Îmi place foarte mult să cânt. Am început să cânt muzică populară prima dată, după care am trecut la muzică ușoară. Îmi plac manelele, dar și alte genuri muzicale. Bineînțeles, îmi place să cânt absolut orice. Și pe lângă asta sunt dependentă de oameni. Oamenii mie îmi fac bine și sunt foarte fericită atunci când sunt înconjurată de ei. Mai trebuie să zic, mai aveam timp, bă? Mai aveai timp? Și o să câștig bravo stil. Nu știu, asta am zis-o și eu, așa poate. Bine pe vorbă. Am auzit că dacă spui ceva, trimiți în univers și se întâmplă. Fake it till you make it. Da. Și eu sunt sigur că dacă Dumnezeu vrea să câștigi tu concursul ăsta, o să-l câștigi. Și dacă nu o să-l câștigi, e tot mai bine pentru tine. Păi oricum, eu consider că sunt foarte câștigată doar pentru faptul că am participat. Fată. Evident. Ești cea mai pentru mine a însemnat foarte mult emisiunea asta și oricum am câștigat mai mult decât pot însemna banii de la final, știi? Adică oricum, mie mi-a prins bine. Așa, să mor dacă nu ți-a prins. Hai, bine. Cu întrebările, că eu sunt curioasă. Nu mă lua tare așa, că nu zic eu când vreau eu, fii atent. Astăzi m-am gândit să vorbim despre un subiect care mie mi se pare controversat și noi fiind prieteni, au fost mulți oameni cărora a fost nevoie să le spun eu toate lucrurile astea și cred că e timpul să le spui tu. Cum a început toată treaba asta cu cântatul de manele reinterpretate, fuziunea dintre genuri, de fapt, că despre asta e vorba? Băi, fuziunea dintre genuri, toată treaba asta a început de la Alex Velea, știi, când a scos piesa cu Jador. În perioada aia de izolare la domiciliu întregii națiuni, s-a întâmplat treaba cu piesa asta. Atunci nu m-am gândit că o să fac și eu la fel. Adică era departe de mine gândul ăsta. Știi că au existat tot felul de prejudecăți legate de manele și știam cum vede publicul latura asta. Știi că făcusem noi vlogul ăla când am compus piesa mea aia care a fost virală, de ce? Și a prins bine și vlogul și piesa. Și mi-am dorit să fac același lucru, ca o joacă așa, la studio cu Alexandra și cu Boier Bibescu, când compunem o manea. Și am compus maneaua filmându-ne și nu ne-am... Care a fost? Nu pot fără tine. Fără tine. Dar okay. Nu asta a fost prima manea pe care știu. Să știi. Dar de la asta a pornit totul. Eu mi-am dorit să-i scot vlogul ăla, după aia să scot maneaua asta, nu pot fără tine, dar așa, gen, să o arunc pe YouTube fără videoclip sau ceva, doar să văd ce reacții stârnește. Și Alex Velea ne-a dat ideea. În Poartă-mă spre vara există un singur stil și Jean de la Craiova. O singură... Piesa aia e o piesă frumoasă de muzică ușoară, efectiv. Clar. Și Jean de la Craiova doar a venit cu interpretarea, care e în stilul lui, știi? Nu știu, a fost ca un făcut, că piesa aia a spart gheața în ceea ce mă privește, în introducerea mea cumva în zona asta. Și a fost foarte bine văzută colaborarea și piesa în sine. Adică pentru începuturile mele în zona asta a fost exact ce trebuia. Pentru mine a fost cea mai mare bucurie să pot să mă întorc un pic la zona asta, pentru că vrem noi sau nu vrem, sau că vor unii sau nu vor, manelele fac și ele parte din istoria muzicii românești. Bă, Teo, știi care-i treaba? Oamenii asociază foarte mult genul ăsta muzical și din punctul meu de vedere total nepotrivit și total neadevărat cu incultura. Se umbrește
extraordinar de mult talentul oamenilor care poate să facă asta. Oameni buni, să cânt manele e greu, rău de tot. Și da, vă zice fratele vostru. Au fost ani de studiu ca să reușesc să cânt. Știu. Manele, până în momentul în care am început să simt efectiv stilul lor. Și acum îmi e la îndemână să o fac. Încă nu o fac la fel de bine cum o fac ei. Dar oricum sunt acolo. Acum vreau să trecem un pic la subiectul care cred că e foarte în vogă acum când postăm noi vlogul ăsta. Se aia foarte apropie finala Bravo Stil. Aha, da. Chiar așa. Zi niște vorbe despre asta. Ce să zic despre asta? E experiența vieții mele în ceea ce ține de cariera mea. Te-a spart. Evident. A fost boom-ul meu. Știi cât de tare m-am îndoit înainte să accept să participe la emisiune? Știi că stăteam de vorbă. Știu. Nu mi-am închipuit nicio că ăsta e contextul care pe mine mă va propulsa în industrie. Iartă-mă, când vibrează cineva, mă sună cineva din Franța, mă, frate. Păi răspunde. Votează-mă la Bravo Stil 6 la 1206. La revedere. Fiare. Tu chiar nu știi cine e? Nu, jur. Era un număr de Franța. Nu ți-am arătat. I-am zis să mă voteze la Bravo Stil. Sper să mă voteze. Sper că m-au taxat ăștia, că n-am bani. Nu mă te votează. Pentru că Bravo Stil pentru mine a fost contextul care mi-a permis să fiu eu însă, fără să mă îngrădească nimeni. M-au lăsat să mă comport exact așa cum au simțit, pentru că era și în interesul lor ca... Este și în interesul lor ca staff. Și clar, poate fi în favoarea sau defavoarea mea. Ce mi se pare cel mai tare la ea e că eu o știu și înainte să poștiți voi. Sau mă rog, o mare parte dintre voi. Nu e nicio diferență. Are exact aceeași atitudine, se comportă la fel. Și cred că Monica Angel a spus la un moment dat că înainte de a fi un om de succes și un om talentat și un om șmecher pe treaba lui, trebuie să fii un om foarte bun. Și eu cred că tu ai dovedit asta peste tot pe unde ai fost. Și nu doar la televizor. Mie mi se pare că, de fapt, cea mai mare calitate a ta, mai mare decât talentul, e calitatea ta umană. Am o surpriză pentru tine, să mor aici. Mi-e frică nu de tine fac. Când surprize, că mi-e cum pui să dansez sau să fac de-astea rele aici. Nu, te pun să faci ceva ce-ți place ție mult de tot. Să cânt. Da, dar într-un fel anume. Ai tu, eu la un moment dat te-am suspectat că pe tine te excită jocul ăsta. La cât de mult l-ai făcut pe vlogul tău. Gata, cântă cuvântul, am înțeles. Ai bilețele, le-ai ceva, am înțeles. Nu, are Alexandra niște cuvinte și jucăm amândoi. Zi, mă! Dacă zic ai tu un cuvânt, eu un cuvânt, tu un cuvânt, eu un cuvânt. Și Alexandra o să ne le zică, inimi, inima, inimo, începe invitata, nu? Te-ai gândit așa. Stai așa, facem cu cronometru, ce părere ai? Nu mă, că și așa durează o secundă să știu o piesă. Ia dă-i, ia dă-i să vezi că... Să vezi cum mă fac după șcălie acum. Pe o cuvânt. Așa. Carte. Fotoliu din odaie și o carte ce-ai lăsat-o pe nopieră. O ultimă țigară uitată într-un colț pe etajeră. Și floare din fereastră, buchetul ce-a rămas de-atunci pe masă. Toate te așteaptă să te întorci acasă. Te aștept să... Am trebuia mă un pic. V-am zis că o secundă. Bă, dar ești... Să-mi doc să mă la jocul ăsta. Păi tu dai seama că eu am folosit aproape toate cuvintele care există în dex pentru ești jocul ăsta. Ești bună, rău. Păi tu mă țin timpul cu cine te-ai pus tu la jocul ăsta. Păi tu crezi că nu așteptează să câștigi, că eu nu înțeleg de ce pic jocul ăsta. Nu puteai să alegi ceva mai greu. De eu nu-l fac mă de competiție, eu fac să cântăm să ne simțim bine. Aia, bine mă atunci, hai. Hai. Andrei, primul cuvânt, greșit. Greșit. Nu, lasă-mă pace. Bă, deci nu stă limba, mine să-i zic într-un... Doamne, spune-mi ce-am greșit. Eu te iubesc, tu m-ai iubit. Am dat-o, n-aveam nimic, doar dragostea. Atât. Asta e. Bravo, ai știut. Am știut. Ți-a luat ceva, dar... Da, boss, la câtă experiență ai tu, eu mă întreb dacă mai sunt cuvinte pe care nu le știi. Bine, sunt câteva cuvinte cu care ce crezi nu există încă melodii. Că acolo am avut și un blocaj. Sunt câteva cu care nu există piese. Ia spune dacă cu asta există. Ce urmează? Amar. Și pe linui tot amar. Își am zis verde bună. Pe lin, beau, pe lin, mănânc. Așa.
piese. Piese. Stai ca și eu. Și eu am aici un blocaj. La tine pena. Și Ana ghes de dor. Scriu piese de amor, poartă-mă în suflet vara. Știu că în gând mă porți mereu, poartă-mă în suflet vara. Știi cum face Bogdan de la Ploiești? Da, mâncai și talentul lui. Bă, eu știu doar versurile altora, pe ale mele le uit. Trebuie să știi. Dar haide că m-am ginit. Da, aș uit. Hai, Teo, m-am altcineva. Ilena, cineva, n-are iubire așa de mare ca a ta. O să zic cu oamenii ăștia că eu chiar cineva, că știai cuvintele înainte. Nu, chiar nu știu, chiar îmi vin. Îmi cântă în cap. Bă, dar cum așa rep să-mi bat picioarele? Ia zi, mai avem? Rog. Rog? Rog gen... Da. Nu mă rog. Cine romantică ai cu lumânări? Haină tip, știi? Haină tip, cou și șampanie noi. Da, te rog, lasă prosopul mai jos. Te rog. Așa era, că mă afectez la sistemul nervos. Ce are mai multe? Andra cu Ștefan Bănică, prosopul. Da. Ce-mi place cântecul ăsta. Eu understand. Hai, ce blocaj meu, cel mai mare. Din manea cu understand, repede. Da. Stai să mă gândesc, stai așa, stai. Mi-a venit mie. Și e o piesă... O știi și tu, asta e ideea. Stai așa să mă gândesc. Tu ne-ai pus și în română și în engleză mai multe? Ok. Bă, de ce am un blocaj acum? Cred că sunt foarte multe. Există cuvântul! No! Există cuvântul! Cântă no, cuvântul! Teo nu știe cuvântul! Teo chiar nu știe cuvântul. Zi tu repede. Și după aia mai vin mie alte idei. Hai! So much about this crazy game. E piesa ta preferată. Ia alt ton! Cântă de unde ți-e bine. That I'm trying to understand. So could you be my best friend, before you call yourself my man, why can't I love you in slow motion? M-am făcut de pușcălie, piesa mea preferată din toate timpurile. Ce mai avem? Andrei, end. Although it come... Nu, stai că n-am zis cu... Hai că-ți fac although it come to the end of the road, still I can't let you go. It's unnatural, you belong to me, I belong to you. Cățiși. Da, hazul tău, dar eu nu știu versurile la cuvântul, la melodia asta, dar știu tu. Tu nu știi versurile, eu nu știu engleză, ne potrivim. Nu, eu nici eu nu știu engleză. Dar mă fac uneori că știu. Teo, nobody. Nobody's perfect. Cu linie. Da, ar trebui să-mi iasă cu linie. Nobody's perfect, yeah. Na, 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 Jessie J, dar nu mai știu linia. Nobody's perfect, no, no. Dar nu. Na, 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 no, no. Și ai zis cuvântul, gen. Da, gata, știu o piesă. And I hate that I let you down. And I feel so bad about it. I guess karma comes back around. Nu mai știu, mă, că piese pe care le studiam când eram mică, nu mai aduc aminte. Știu așa. Eu pe o cântare de ta. Dar cum v-ați gândit voi să dați cuvinte în engleză? Ia, că ăsta deja e next level la jocul ăsta și eu încă n-am ajuns la el. Cum vine? Dacă eu, practic, eu sunt mama lui. Mama nu, că eu zic că nu e nicio problemă, având în vedere că și eu sunt praf la astea. Păi da, eu nu iau prin comparație. Eu compara la mine, competiția e cu mine însă. Cred că pe următorul o să-l știi 100%. Ia, dă unul francez acum sau un german și m-am dus pe copcă. Așa, dă-o ca să fie fatală. Eu sunt? Da, tu ești. Si. Si. Aia după prost, aia de pe TikTok, de se iubeau un film. 365 de zile să te îndrăgostești de mine. I see red, red, oh red. Da, atâta știu genia. Dar are si, are. Da, are si. Teo, because. Because of you, I want it. Și eu mai am ceva? Mai am unul, hurt. Doar, hurt. Hurt. Hurt.
Zi un hărț. Cu hărț. Toată harta lui Boieru. Da. Doi. Hai, când. Hărț. You broke me first. Suddenly you asking for it back. Could you tell me when you get the nerve? And da-na-na-na-na-na that. Cause I don't really care how bad it hurts. Cause you broke me first. Ai știut! Ai știut! Teo, sunt foarte fericit că ai venit la vlogul meu. Sunt foarte fericit că avem o piesă împreună, care mie mi se pare una dintre cele mai frumoase piese pe care eu le-am scris vreodată. Și pe care eu le-am cântat. Și mă bucur enorm că am cântat-o cu tine. Acum vorbesc foarte serios. Și mă bucur enorm că suntem prieteni. Și că am ocazia să stau cu tine, să învăț de la tine, să... Eu te apreciez și te respect mult la modul real. Și mă bucur foarte mult că oamenii de acasă au ajuns să te vadă așa cum te vedeam eu mai de mult și acum. Și toți oamenii care te cunoaștem și care știm că ești un om extraordinar. Și știu că toată lumea crede asta despre tine. Și eu mă simt al dracu de noroc să fiu prietenul tău, gen. Mai știi ce ai zis până acum? Da. Gândește că ți-am zis și eu la fel acum. Bravo. M-am gândit. Așa, sunt foarte fericită și eu că am fost aici. Și ce să îți urez succes cu vlogurile, cu astea. Știi că sunt lângă tine oricând ai nevoie. Eu știu. Și când ai nevoie, că se mai nimerește. Dar acum știi ce zic. Vă mulțumesc mult de tot că ați rămas până la final. Știu că n-a fost ușor. Aveți grijă de voi, nu uitați să vă abonați, să dați toate chestiile care se dau la vloguri, să vă aprindeți clopoțelul, să... Zi, hai că tu le ai cu astea. Să apăsați clopoțelul ca să vedeți când urmează să posteze ceva. Da, nou. Da. Să lăsați în comentarii ceva. Să lăsați ceva în comentarii. Așa. Stați că îmi cacă mie minte ceva acum. Să lăsați în comentarii... Nu, jucați-vă cu noi! Mai dați înapoi un pic și dați și voi propuneri de piese care să conțină cuvintele respective, nu? Eu asta da. Aș face. Spuneți... Dacă nu, deja au făcut oamenii asta. Așa cum vă ziceam, vă aștept la următorul vlog. Astăzi am fost cu Teo, data viitoare. Azi cu una, mâine cu alta, știți cum vine vorba. E periculos. Azi cu Teo, mâine nu se știe. Vă mulțumesc că sunteți aici pe canalul meu, vă mulțumesc că dați un feedback atât de bun muzicii mele și... Haide-vă că întârzi la unghii. Sunteți super, du-te la unghii. Vă pup și vă iubesc, pa! Mulțumim!